Un proiect sortit eșecului încă de la început, așa descriau liberali inițiativa de a amenaja clădirea donată de OMV Petrom din centrul orașului într-un spital de pediatrie. Cu toate acestea, a fost nevoie să treacă 3 ani pentru a se lua atitudine și pentru a se propune alte soluții. Trebuie găsit o soluție să scap de darul care l-a făcut OMV-ul. Pentru că în contract sunt niște clauze, acea clădire doar pentru spital a fost donată și dacă nu se face spital, atunci ar însemna niște daune care ar trebui plătite Petromului. Așa a reieșit din ceea ce a spus actualul primar interim al Ploieștiului. Daunele se ridică la suma de 43 de milioane de lei, o clauză contractuală păguboasă pentru municipalitate, dar de care, paradoxal, nimeni nu a știut până acum. Am discutat în pauză cu Raul Petrescu, viceprimar, de la începerea mandatului și nici el nu cunoștea această sumă din contract. Deci nu ne-a adus nimeni la cunoștință că dacă nu se realizează acest proiect în această clădire, primăria Ploiești trebuie să plătească această sumă mare de bani. O posibilă soluție pentru a avea un spital de pediatrie este o construcție nouă lângă spitalul de urgență. Aceasta va presupune însă investiții financiare considerabile. Am aflat cu multă plăcere astăzi și am văzut reacția președintelui Consiliului Județean, care a spus că este de acord, dat fiind faptul că este un spital cu specialitate la nivelul județului, este de acord să cofinanțeze. Și am invocat o chestiune care mi se pare absolut obligatorie de a fi luată în seamă, și anume posibilitatea ca parte, ca dotările sau ca acest spital să fie finanțat pe PORN, pe Programul Operațional Regional pe AXA 8, de unde să tragem niște bani pentru acest proiect. În urma dezbaterii, soarta viitorului spital de pediatrie nu este clară. Certă rămâne însă nevoia existenței lui. Tocmai de aceea, liberalii se gândesc inclusiv la organizarea unui referendum pentru consultarea ploieștenilor.